Dragi elevi, mă numesc Gabriel Vrânceanu și astăzi călătoria noastră începe cu numărul prim și continuă cu numerele prime între ele. V-ați gândit vreodată la numerele naturale ca fiind gustoase? Dacă nu, iată că momentul a venit. V-ați întrebat de ce o mâncare este mai gustoasă decât dacă am mânca ingredientele sale separat? De altfel, orice rețetă de succes se bazează pe ingredientele folosite, pe cantitățile din aceste ingrediente, precum și pe procedeele folosite pentru realizarea mâncării. În cele ce urmează, pornim în căutarea ingredientelor numerelor naturale. În exemplul dat, observăm că, prin adunarea repetată a unității, formăm orice număr natural nenul. Pe 1 nu-l vom considera ingredient, ci doar numerele mai mari sau egale cu 2. Unele vor fi ingrediente de bază, altele vor fi mâncăruri, adică amestecuri de ingrediente de bază. Am vorbit despre ingrediente de bază, mai mari sau egale cu 2, precum și despre amestecuri ale acestora. Pe 0 și pe 1 le vom considera sare și piperul oricărei mâncăruri. Pentru numărul 6 am evidențiat că acesta reprezintă un amestec de ingrediente, ingredientele la care facem referire fiind numerele 2 și 3. Observăm că 6 poate fi scris ca produsul dintre 2 și 3 în orice ordine dorim. 2 este ingredient de bază pentru că unitățile sale nu se pot grupa decât câte una, formând două grupe de 1 sau toate într-o grupă, formând o grupă de 2 unități. La fel și pentru numărul 3. Deci, avem deja posibilitatea de a face mâncăruri cu ingredientele de bază pe care le cunoaștem deja, 2 și 3. Reținem că un fel de mâncare nu este ingredient de bază. Am găsit un prim fel de mâncare, cea cu numărul 6. Dacă am analizat la fel pe 7, observăm că el nu este amestec de ingrediente de bază, el însuși fiind ingredient de sine stătător. Deci 7 are proprietăți similare ca 2 și ca 3. Cu siguranță ați recunoscut că atunci când ne-am referit la ingrediente de bază, ne-am referit în fapt la numere prime. Reținem că cel mai mic număr prim este 2. De altfel, este și singurul număr prim par. Astfel, 6 fiind fel de mâncare, deci amestec de ingrediente de bază, nu este număr prim, ci produs de numere prime. 6 este egal cu 2 ori 3, unde 2 și 3 sunt numere prime. Ne amintim că 2, 3, 5 și 7 sunt toate numerele prime de ordinul unităților. Atenție!
Produsul 1 ori 7 e un produs în care doar 7 este număr prim, iar 1-ul nu este număr prim. Vorbind tot despre numerele de ordinul unităților, dintre acestea, cele care nu sunt prime, deci sunt feluri de mâncare, sunt 4 pentru că este produsul 2 ori 2, 6 pentru că este produsul 2 ori 3, 8 pentru că este produsul 2 ori 4 sau 2 la puterea a doua de înmulțit cu 3 și 9 care este produsul 3 ori 3 sau 3 la puterea a doua. Pentru a reține, trebuie să fim organizați. Prezentăm concluziile de până acum. Prima concluzie este că numerele naturale, care nu se pot scrie decât ca produsul dintre 1 și numărul însuși, se numesc numere prime, ingrediente de bază. Evident, în acest caz ne referim la numere mai mari sau egale cu 2. A doua concluzie este că numerele naturale care se pot scrie ca produsul a două numere prime, diferite sau nu, nu sunt numere prime, le putem numi numere neprime și le asociem felurilor de mâncare. A treia concluzie și ultima este că acceptăm că 0 și 1 sunt sarea și piperul oricărei mâncăruri. Nu sunt nici ingrediente de bază, nici fel de mâncare, deci nu sunt nici prime, nici neprime. Este clar că în raport cu mulțimea numerelor naturale, vorbim de 3 categorii de numere care formează submulțimile. Prima notată cu P mare, submulțimea numerelor prime, a doua notată cu N și P a numerelor neprime și o ultimă submulțime notată cu S și P, submulțimea formată din elementele 0 și 1, care reprezintă sarea și piperul acestei lecții. Prin exemplele date, ne-am asigurat că în fiecare categorie există cel puțin câte un număr. O astfel de asigurare se mai numește consistență, adică studiem ceva care există. Nu înseamnă că mulțimea vidă nu există, dar pentru a studia proprietăți ale elementelor, ne-am asigurat că mulțimile conțin elemente. O altă proprietate importantă este că cele 3 categorii de numere, privite ca mulțimi, sunt disjuncte. Intersecțiile dintre oricare două submulțimi sunt vide. Pe ecran am evidențiat faptul că intersecția dintre mulțimea numerelor prime și cea a numerelor neprime este mulțimea vidă. Fel de important este să înțelegem că orice număr natural este element al uneia dintre submulțimi, adică orice număr natural este fie prim, fie neprim, fie sare, fie piper. Să observăm mulțimea formată din numerele de tipul 2 la puterea n pentru orice n exponent natural mai mare sau egal cu 2. Aceasta este o mulțime cu o infinitate de elemente care nu sunt prime, deci, prin exemplul dat, reținem că avem o infinitate de numere
neprime, deci o infinitate de feluri de mâncăruri. Într-o altă lecție vom oferi și demonstrația pentru următoarea afirmație. Mulțimea numerelor prime este la rândul ei infinită. Vă invit să accesați un motor de căutare și să vedeți exemplele de numere prime, ba chiar și aplicații prin care puteți testa dacă un număr este prim sau neprim. Revenim la analogia cu felurile de mâncare, cu ingredientele de bază și cu sarea și piperul, adică ne referim la condimente. Să reținem că orice aliment este bun atât timp cât consumul său nu este unul exagerat sau dacă nu este singurul tip de aliment consumat. Putem să gândim un meniu format din două tipuri de alimente sau mâncăruri. Felurile de mâncare să nu aibă în comun niciun tip de ingredient de bază sau felurile de mâncare să aibă în comun cel puțin un ingredient de bază. La fel ca în alimentație, putem avea cazul numerelor care, în descompunerea lor în factori, nu admit niciun divizor comun număr prim. Putem avea și numere care, în descompunerea lor în factori, admit cel puțin un divizor comun număr prim. Observăm numerele 6, 8 și 9. Pe 6 îl putem scrie ca produsul 1 ori 6 sau ca produsul 2 ori 3. Pe 8 îl putem scrie 1 ori 8, 2 ori 2 ori 2 sau 2 la a 3-a, iar pe 9 ca 1 ori 9, 3 ori 3 sau 3 la puterea a 2-a. Constatăm că numărul prim 2 divide numerele 6 și 8. De asemenea, constatăm că numărul prim 3 divide numerele 6 și 9. Această constatare este că nu există număr prim care să fie divizor comun numerelor 8 și 9. Ultima constatare este că nu există număr prim care să fie divizor comun tuturor celor 3 numere 6, 8 și 9. Astfel, numim numere prime între ele acele numere naturale care nu admit niciun divizor comun număr prim. Deci, numerele care nu sunt prime între ele sunt acele numere care admit cel puțin un divizor comun număr prim. Pentru numerele exemplificate, reținem că 6 și 8 nu sunt prime între ele, admițând pe 2 ca divizor comun. 6 și 9 nu sunt prime între ele, pentru că admit pe 3 ca divizor comun, 3 număr prim. De asemenea, putem reține că 8 și 9 sunt două numere prime între ele, la fel cum și tripleta 6, 8 și 9 reprezintă tot numere prime între ele. Ne-am apropiat de final și vă propun să vă gândiți la răspunsurile posibile asociate următoarelor întrebări. Prima întrebare este: 6 și 6 sunt prime între ele?
A doua întrebare. Dar 7 și 7. A treia întrebare. Ce legătură este între două numere naturale prime între ele și cel mai mare divizor comun al lor? Sigur v-am trezit curiozitatea, așa că vă invit să accesați și materialul asociat acestei lecții. Drag elev, îți mulțumesc că ai pășit alături de mine în călătoria cunoașterii. Sunt Gabriel Vrânceanu și te aștept la următoarea destinație. Până atunci, spor în toate!